Salutare, dragi prieteni! Astăzi avem pe masa de lucru, la test, un DynaCord M18, partea de etaj de amplificare de bas. Avem la mine pentru o verificare. Cam așa arată la interior. Poate observa transformatorul. 4 bucăți de 10.000 de micro la 63 de volți, fiind o clasă H, sunt înseriate 2 câte 2. Două trepte de tensiune, cu MOSFET bipolar standard, o serie de protecții, DC, OCP și temperatură, partea de filtru. Difuzorul este pe 8 ohm. Avem în clipa de față 100 de Hz din generator. Îl pornim. Semnal. de volți, 7,73. Facem o dată a clipping. Hai să vedem și o putere trasă din rețea, circa 700 de watts. Deci și la o frecvență mai mică, gen 50-60 de Hz, 60 de Hz, clipping 62 de volți la 7,52 A. Poate observa nu prea indică nivelul corect de limitare. Ba da, se vede foarte slab acolo, la clipping. Cam asta ar fi. Bă, mulțumesc pentru vizualizare.